trebuie să continuăm tradiția, pentru că ceea ce facem noi acum, mai ales zilele astea, că suntem în o efervescență creatoare deosebită, s-a făcut ani de zile la Teatru Constantin Tănase, s-a făcut, uite, mai e un an și se face de 100 de ani. De 100 de ani, așa. Pe 2 iulie 2019 se împlinesc 100 de ani de existența trupei lui marelui Constantin Tănase, trupa Cărăbuș, așa se numea teatrul atunci, așa. Teatrul Cărăbuș. Grozav. Bănuiesc că anul viitor, dacă e centenar, să fie ca centenarul. O să sărbătorim. Adunăm și niște bani de șampanie acolo. Și avem și noi un centenar al nostru, mai micuț, acolo la teatru. Să venim atunci. Avem câteva imagini, sunt chiar de la repetiții, de la pregătiri. De unde sunt aceste imagini? Vedem deja, arată foarte bine scena, ce să zic, foarte. Au fost filmate pe ascuns? Da. Operatorul nostru s-a travestit într-un scaun de la roșu de pluș frumos de la Teatru Constantin Tănase. Dacă știați, maestre, că ăștia filmează, cu siguranță că îi alergați. Da, nu le făceam nimic, de obicei... S-a infiltrat Bianca acolo, ați avut un agent special de la agenția VIP. Foarte, foarte frumos. Da, uite, și cu sunet. Bun, așadar, deci, premieră e ceva așa nou. Cum, ca la carte, ca să zic așa. Să văd ce culori maestre. Frumoase, de unde sunt culorile astea? Din reglajele voastre sau... Ați băgat culori la antenă aici. Nu, e adevărat, Bianca, ca să facă imagine bună, teatrul a stat o noapte întreagă și a colorat cu carioca toate. Frame cu frame a dat cu carioci. A consumat jucările la copii. Da, exact, nu mai are acasă la copii, a colorat cu galben și după cum vedeți și cu albastru un pic. Maestre, cum e premiera asta față de celelalte, ce e în plus? Pentru că lumea întotdeauna așteaptă lucruri noi, sigur are lucrurile de tradiție. Puiu Maximilian, Alexandru Arșinel, textele, memoria astea. Ia filmat ascuns. Bravo. Da. Cine e băiatul ăsta care te ia în brațe cu coana că ești maritată? De mult n-am mai... Este Andrei, un balerin de-al nostru. Păi da, eu ce spun aici? Păi da, dar... Păi eu ce spun aici? Era de bine. Ce am zis eu că nu e balerin? Da, uite, cu ocazia asta să știi că... Dar chiar, Bianco, când te vede soțul tău așa în tandresuri cu un balerin, e bine? Mă, dar și seamănă un pic. Eu am crezut că e bărbașul, de asta i-am lăsat. Că altfel nu dădeam voie. Da. Am același gen, să înțeleg. Păi da, nu m-a obosit, ce putem spune, domnule Cristi, de acest spectacol? Ne punem mari speranțe. Proiectul a început din vară, toamnă, și a avut micile piedici din cauza evenimentelor triste care au existat, dar proiectul... Ne-am remontat așa după un timp și am turat motoarele. Era cam gata, nu? Era plecat, își luase zborul și sperăm să fie un spectacol așa cum merită Teatrul Constantin Tănase și cum merită acești copii minunați care au muncit foarte mult, foarte, foarte mult la realizarea acestui spectacol și nu numai ei, și cei care nu se văd, pentru că sunt totdeauna când se face un spectacol, sunt și oameni care nu se văd. Aici e Daniela Tănase. Daniela Tănase, da. Ah, deci e o intrare este... pentru toate. Da, este... Păi iau un vârte alt balerin. Păi, da. Aha! Deci păi iau un vârte alt balerin. Da, e atenție cu... Uite. Dar vezi că stă, e frică de bărbați, stă mai la distanță de ei. Da. Foarte frumos, avem și alte imagini aici, o să mai avem și după... Aici e o balerină... Pierdută în spațiu. Nu e pierdută în spațiu, e foarte bine coregrafiată de Oana Cocârță, o echipă așa fantastică avem la spectacolul acesta. Costumele minunate pe care le vedeți sunt realizate de Francesca Cioancă, o tânără scenografă în care ne punem mare nădejde. La fel și în Oana Cocârță, un coregraf plin de imaginație și de disciplină și dorință de a munci, iar muzica îi aparține lui Cristi Faur și nu putem decât să fim fericiți că avem asemenea un nume în echipă. Mai ales că e muzică originală. Foarte muzică românească. Da, evident, sunt și aceste reluări din teme clasice din muzica asta românească. Se înțelege, dar totul e românesc. Dar spectacolul... Că tot ce e românesc nu piere. Așa este. Așa deci, e. Are calitatea noi, asta. Bune, puternice, nu? Mai o să veniți să le vedeți. Da. Deja... Ce personaje mai jucați? Deja trebuie să le spuneți. Vânzarea a început fără să ne dăm seama, fără deci să facem reclamă. Dar e prima apariție în care vorbim... Acum e prima apariție când se vorbește de acest spectacol. Perfect. În media. Și deja sala e
aproape vândută. Domnul Vasile e superstițios, nu prea lasă să filmeze înainte, să, deci a fost cu... Nici la sală, nu prea lasă lumea la repetiții, da, în sală. Da. Și mai este un lucru care trebuie spus, Cristi. Intră Bianco. Da, o dăm buclă. Mai o dăm buclă pe Bianca. Toată emisiunea va fi numai cu Bianca. Mi se pare normal. Deci, pe această bază, vă rog să luați publicitate ca